Pictopoezie înseamnă a visa lumea în cuvânt, imagine și ritm. Este o formă de artă care aduce la oaltă poezia și desenul și care i-a captivat pe elevii de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Breaza. Ei se strâng în grupuri, citesc poezii, iar apoi desenează ce au înțeles din mesajul poetului. Profesorii care îi îndrumă spun că această combinație se potrivește cu stilul actual al elevilor, dinamic, dar profund. Un binar între arte și un binar între simțuri. Copiii se apropie de poezie, se apropie de desen, se apropie de muzică și reușesc să îmbine foarte, foarte ușor, foarte bine pentru ei și foarte ușor să înțeleagă poezia, da, combină cu arta și cu desenul și cu muzica. Cui a fost ideea? Ideea este a doamnei profesoară de desen. Dumneai aplică foarte multe metode moderne la orele dumneai, iar acum este doar o ilustrare a ceea ce dumneai face zi de zi cu copiii noștri la clasă. Păi, se întâmplă felul următor, se lucrează pe grupuri. Azi am hotărât că sunt 4 persoane în fiecare grup. Una dintre persoane alege o poezie și o citește celorlalți, iar ceilalți desenează, de fapt se folosesc de mai multe metode, lucrează prin, cumva prin mai multe simțuri. Primul ar fi vizual, adică una din persoane ascultă poezia și încearcă să reprezinte doar prin culoare ceea ce simte. Adică felul cum ce imagini vizuale, ce culori trezește auzirea acestei poezii, audiția acestei poezii. A doua persoană este o persoană care va reprezenta ritmul prin linie și forme, pentru că există ritm în poezie, există ritm în dans, există ritm în muzică, dar există și ritm în arte plastice. Și atunci cumva se face trecerea de la cuvinte la ceea ce simt eu și la felul cum pot să exprim ceea ce simt. Și a treia persoană va scrie pur și simplu cuvinte, un fel de cuvinte cheie pe care îi le trezesc, adică cuvintele inspirate de poezie. De exemplu, dacă aud cuvântul toamnă într-o poezie, pot să scriu galben. Nu neapărat, nici nu e o copie a poeziei, ci este tot felul cum înțeleg eu. La sfârșit, este o lucrare în care poezia este reprezentată atât vizual cât și prin cuvinte. Și mi se pare interesantă această îmbinare pentru că arta e una singură și sunt doar mai multe forme de manifestare. Poezie modernă. Le-am adus volume de Ana Blandiana, Nichita Sănescu, Marin Sorescu. Elevii care participă la această activitate spun că pictopoezia îi ajută să se dezvolte personal, ca oameni și ca artiști. De ce ai ales să faci pictopoezie? Eu de mic pictez, îmi place foarte mult să desenez și îmi place să scriu poezii în timpul liber și mi s-a părut o idee extraordinară. Pur și simplu îmbinăm două arte diferite pentru a crea ceva nou, ceva inedit și am zis să particip. Astfel înțelegem mai bine poezia, totodată avem alte perspective asupra aceluiași mesaj și... Ce vrei să te faci când vei fi mare? Nu știu, cred că o să merg pe arhitectură, voiam actorie, e... Poezia îmi transmite, adică toate formele care le găsim în poezie, toate obiectele pe care le găsim în poezie, gen iubirea, cum o exprimăm, cum ne gândim noi că înseamnă iubirea, gen... iubirea ca și când ar fi aprinsă de o flacără eternă, gen când oamenii se întâlnesc și au flacăra aceea iubirii. Există cuvinte magice din dilema veche. Și ce ți inspiră? Ce desenezi? Păi dragoste, nu știu, magie, entuziasm. Văd foarte multă culoare pe foile. Da, pentru că îți transmite multe sentimente. Este de admirat faptul că profesorii aplică metode moderne și inedite de a preda la clasă. Elevii participă cu plăcere la aceste ore și își descoperă noi abilități.